Vă mulțumim că ați acceptat să ne acordați un interviu echipei juridice.ro. Cu ce gânduri ați intrat în această profesie și de ce ați ales avocatura? Vă mulțumim, la rândul nostru, că ne-ați acordat șansa de a vorbi astăzi cu noastră și că vreți să cunoașteți câte ceva din bucătăria noastră. De ce am ales avocatura? Este cam greu să vă spun așa, a fost un concurs de împrejurări. Să spun că în adolescență, în liceu, n-am pochetat cu ideea de avocatură, cum spun alții, nici nu sunt dintr-o familie de magistrați, de oameni cu pregătire juridică, și atunci singurele mele contacte ar fi fost filmele pe care le-am văzut pe vremea respectivă cu avocații americani. Și într-adevăr, era interesant. Și mi-ar fi plăcut să lucrez în domeniu, numai că pe vremea respectivă aveam disciplinele economie și filozofie și trebuia să înveți cuvânt cu cuvânt. Asta era cerința pentru facultate. Ori, la momentul respectiv, mi-ar fi plăcut să fiu medic, să fiu profesor, ceea ce am și făcut de altfel. Am urmat cursurile unei facultăți de litere. Ce m-a determinat să intru și să urmez cursurile facultății de drept a fost, de fapt, schimbarea disciplinelor de admitere la facultate. În momentul în care am aflat că se poate da la gramatică, limba română și istorie, m-am decis. Cred că în subconștient mi-am dorit la un moment dat să fiu avocat. Dar nu asta, să zic, a fost faptul decisiv care m-a determinat să intru în avocatură. La sfârșitul facultății de drept am avut șansa de a colabora cu un maestru tânăr, nu cu mulți ani mai în vârstă decât mine, care, de altfel, m-a și îndrumat la momentul respectiv și mi-a acordat libertatea de a mă forma, să zic. Deci nu am lucrat cu un maestru de modă veche. Am lucrat cu un maestru de modă nouă și am simțit responsabilitatea pe propria piele. Ăsta a fost începutul. Și de acolo, să zic că mi-a plăcut să îmbrățișez profesia. Pentru mine este o profesie și, să zic, că nu un mod de viață, cum spun alții, deci vreau să cred că totuși este o profesie și că am un echilibru între viața mea particulară și ceea ce fac la locul de muncă. Iar gândurile cu care am intrat în profesie au fost bune, să spun. Deci au fost pline de... Deci am intrat cu entuziasm și cu... Și cu speranța, o să zic, chiar cu dorința, de a contribui și eu cu ceva acolo la șlefuirea, aș putea să zic, a portretului avocatului zilelor noastre, dar și la schimbarea, să zic, a concepției omului de rând și nu numai, cu privire la avocat și la profesia de avocat. Știți cum se spune că la avocat și la medic să nu ajungi niciodată. Ori eu spun că trebuie să ajungi. Da, este bine. Cel puțin ca latură preventivă și sfătuim pe clienții noștri să nu se gândească, adică să nu reducă costurile pentru, să zic, pentru anumite proiecte. E mai bine să mergi la un avocat, cel puțin să structurezi o afacere sau să afli mai multe despre, eu știu, anumite situații care te, eu știu, în care ești implicat. Pentru că poți să eviți situații ulterioare neplăcute și poți să eviți poate niște procese lungi și costisitoare. Spuneți-ne, vă rog, care au fost proiectele de amvergură derulate în cursul anului trecut? Jean-Pierre Vigru, managing partner Mazars România, spunea că biroul de la București a fost printre primele trei din Europa Centrală și Vest, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de specialiști. Da, este adevărat. Avem un birou în București cu mai mult de 100 de profesioniști în departamentele de audit financiar, consultanță fiscală, contabilitate și, nu în ultimul rând, consultanță juridică. Deci avem și o echipă de aproape, acum suntem 11 avocați, o să fim 12 și suntem în dezvoltare, adică asta ne și dorim în cursul 2012. Proiecte de anvergură la 2011
au fost nu excepționale, deci nu proiecte mari care să fie atras, să zic, onorarii foarte mari, pentru că ăsta este trendul, de fapt, al lui 2011. Nu ne lăudăm cu niște câștiguri fabuloase, deci nu am avut încasări de 100% la 2011 comparativ cu 2010. Oricum, la noi, anul financiar este puțin diferit de anul calendaristic și anul financiar român, din punct de vedere al, să zicem, al contabilității românești. Se termină undeva la sfârșitul lui august și este cumva 2010-2011. Deci acum avem 2011-2012 ca raportare. Au fost proiecte destule, multă muncă, dar știți cum... sau ce s-a întâmplat pe piață și inclusiv pe piața avocaturii, clienții au încercat să reducă și și-au dorit lucrul ăsta, să reducă costurile, inclusiv cu consultanța. Și s-au negociat fiuri mai mici. Avem clienții buni și pot să-i numesc, dar nu pot să vă dau detalii cu privire la proiecte. Din motive de confidențialitate, în primul rând, unii dintre ei chiar nu își doresc detalii. Proiecte în domeniul restructurărilor de afaceri, în domeniul insolvenței, multe litigii, foarte multe litigii, în domeniul ăsta comercial, să zicem, civil acum, comercial, inclusiv litigii fiscale, dar și financiar bancar, să zicem, în domeniul respectiv, și și dreptul muncii. Deci, cam în domeniul ăsta, sau în ariile astea de drept, ne-am învârtit în 2011. Și pentru 2012, ce își propune SGR atunci ar trebui să fie asociații? Da. Mulți dintre colegii noștri din Breazma spun că își vor dubla cifra de afaceri, că își vor dubla echipa, să zic, numărul de avocați. Noi nu dorim lucrul ăsta în anul 2011-2012. Deci până la sfârșitul lui august. Dacă ne întrebați la an calendaristic, avem cumva target ca până la jumătatea anului, deci undeva în vară, să consolidăm cât de cât poziția noastră pe piață. În sensul că, știți, au apărut și noul cod civil. Acum foarte mulți clienți ne întreabă ce implicații sunt. Sunt și foarte multe informări, și interne, dar și către clienții noștri existenți. Încercăm să atragem și noi clienți cu astfel de informări. Sunt proiecte în derulare. Dacă apar și proiecte noi, mari, cu atât mai bine. Iar la jumătatea, deci începând cu a doua jumătate, vreau să lărgim echipa cu oameni proaspeți, deci cu juniori. Echipa noastră este cât de cât coaptă și se simte nevoia. Am stat nu în derivă, am stat și am așteptat să vedem ce se întâmplă. Va fi un an greu în continuare, dar sperăm, suntem optimiști că o să apare și proiecte frumoase și normal care să atragă și pentru noi plusuri, dar și pentru noi tineri care doresc să îmbrățișeze profesia de avocat. Adică îi așteptăm cu brațele deschise. Se poate vorbi de criză în avocatură acum? Sau a trecut? Depinde. Nu știu dacă a trecut. Adică, din punctul meu de vedere, încă mai suntem criză. Să știți că pentru ei nu a fost criză. Am rămas surprinsă și nu pot să dau nume, dar nu mi-a venit să cred când am auzit că am avut creșteri de 100% și că și-au dublat echipa. Probabil că aici este vorba și de marketing și de cât de mult poate fiecare să-și gestioneze resursele și contactele și proiecte sunt, nu au fost foarte mari. Mulți dintre noi am simțit criza și avem colegi care îmi dau dreptate. Este o criză, în sensul că nu mai putem să obținem acele venituri pe care le obțineam, dar să știți că este o schimbare și de percepție și se va schimba ceva și în profesia noastră. Deci nu o să mai fie proiectele acelea mari de amploare, nu o să mai fie onorarile acelea mari. Și atunci, și mulți dintre clienții noștri nu mai vor, nu neapărat, fiecare primește, să zic, solicită o opinie și primește o opinie de, nu știu, de 20-30 de pagini, care este facturată corespunzător. Vor scurt la obiect, costuri minime,
și eficiență, în sensul că vor niște soluții care să fie adaptate realităților, practice. Deci nu mai vor, poate, partea de introducere, cadrul legislativ, nu interesează prea mult. Bun, s-a modificat, este treaba voastră să știți în ce context sau cum să puneți problemele ca să ne ajutați să aducem proiectul la bun sfârșit. Deci, asta e treaba, criza. În continuare ce spuneați dumneavoastră, spuneți-ne, mă rog, ce apreciați că este mai dificil, chiar și pentru un avocat? Numărul mare de modificări legislative sau interpretarea voinței legiuitorului? Să știți că nu ne sperie modificările legislative. Sunt obișnuit cu ele. Da. E o chestie bună. Este bună pentru că, vedeți, a apărut noul cod civil. Era vechi și nu mai corespundea realităților. Deci se simțea nevoia să apară. Acum nici nu putem să acoperim tot. Normal că o să apară modificări și la noul cod civil. Și lumea se sperie. Și o să fie multe modificări legislative în continuare, pentru că cei care... Este o comisie, de fapt, și legiuitorul are niște oameni în spate. Și, din păcate, comisia poate e compusă din prea mulți tineri, poate nu sunt oameni cu prea multă experiență, care nu au trecut. Și chiar dacă ar avea foarte multă experiență, realitățile se schimbă. Deci nu ai cum să acoperi totul. Și din cauza asta apar modificări. Ori asta este munca noastră, cu asta ne ocupăm. Este, cu cât sunt mai multe, zic eu, cu atât e mai bine. Înseamnă că acel client nu se descurce și o să apeleze neapărat la un avocat. Ce ne sperie însă, ne sperie și îl sperie pe client, este faptul că multe dintre aceste modificări legislative în continuare nu sunt clare și parcă nu ar fi adaptate realităților. Și deși spunem una, vă dau un exemplu, codul fiscal care s-a modificat de atâtea ori și apar tot felul de reclasificări, clientul nu se regăsește acolo și autoritățile fiscale, să zic, profită. Și atunci, automat, ești nemulțumit de soluție și trebuie să ajungi la avocat să contești. Și sunt nemulțumiți pentru că, bun, mai așa se poate rezolva treaba în seara asta cu litigii și cu instanții. Din păcate, asta este realitatea acum. Nu știu cum o să fie pe viitor. Cât de importantă este specializarea avocatului și de când credeți că ar trebui să înceapă de pe băncile facultății, de pe stagiaturii sau la un moment dat mă gândesc și îmi spun, îmi place dreptul muncii, să spunem. Cred că depinde de fiecare în parte și de cum este construit și ce își dorește, de fapt. Dacă nu este convins, să zicem că vrea totuși să urmeze facultatea de drept, mulți dintre ei, acum avem foarte mulți absolvenți, se duc acolo pentru că așa a zis mama sau tata, sau pentru că au auzit că avocații câștigă bine. Și, sau, eu știu, poate nu neapărat vor să se facă avocat, vor... Este bine să treacă cam prin... Că mulți spun, mai bine facem specializările din facultate. Și atunci o să avem secții și fiecare merge și face, fie comercial, fie civil, penal, cam ce își dorește. Eu cred că nu este bine să apară acolo specializare, vorbesc de facultate. Pentru că trebuie să treci cam prin toate și să le vezi pe toate, ca să poți să te hotărăști. Ești prea tânăr și cred că nu ai suficient, eu știu... Nu de discernământ, dar nu ai de unde să știi ce vrei să urmezi. Bun, ai terminat facultatea, zici, gata, mă fac avocat și dai examenul de intrare în barou, care, apropo, a devenit din ce în ce mai serios. Adică se simte o exigență vis-a-vis de cel puțin examenele pe care le-am cunoscut noi, cei care am intrat în barou cu mulți ani în urmă. Iarăși, nu pot să spun că specializarea trebuie să o faci după ce ai dat examenul. Eu aș zice că trebuie să-ți faci totul stagiatura, să faci cam de toate și să încerci din momentul ăla, deci din perioada stagiaturii, să-ți creionezi așa, să vezi ce ți-ar plăcea să faci, de fapt, ulterior. Dacă îți place penalul, încerci să faci mai multă practică în genul ăsta și vorbești cu maestrul să vezi cum ai putea să te perfecționezi sau să te dezvolți în direcția. Definitivatul este structurat în așa fel încât trece prin toate. Deci, iarăși, nu poți să zic că rămâi numai pe penal sau pe civil sau în comercial. Trebuie să le faci pe toate ca să poți să treci și examenul. De specializare ar trebui să apară undeva după definitivat. Și să fie
continuă, nu poți să spui că nu mă specializez. Nu ai cum. Avocatul care spune că le poate face pe toate, cred că încearcă. Noi am văzut și am avut părți. Am avut în cadrul problemelor legate de clienții noștri, adică diverse proiecte, colegi care au venit și i-au asistat, au asistat celelalte părți contractante, venind din domeniul penal, de exemplu. E greu, pentru că tu pui altfel problemele și procedura e diferită. Și atunci nu că riști să... Nu e vorba de ridicol, dar este... Eu știu, ești bun în ceea ce faci, rămâi cu ceea ce ai făcut. Sau dacă vrei să faci și altceva, trebuie să te pregătești un pic înainte. Întrebi un coleg, deci să eviți situațiile astea neplăcute. De impresia pe care o lași clientului și colegilor de preasem. Clientul sau echipa care lucrează clientul? Ce este mai important? Ca peste tot, să vă spun așa că... Știți cum se spune la prestatorii de servicii și furnizorii. Da, clientul nostru este stăpânul nostru. Da, cam așa se spune. Și la noi este cam la fel. Adică prima dată când avem prima impresie pe care o lăsăm clientului trebuie să fie una bună, în sensul că punem pe tavă cam tot ce putem oferi, avem aceeași pretenție de la clientul nostru, să fie sincer cu noi, să ne relateze situațiile întocmai ca să nu putem, să nu fim puși în situații delicate ulterior, să nu fie avut, acces la anumite informații și ne pune partea adversă pe masă. Deci atunci este stăpânul nostru și ne purtăm, cum să vă spun, încercăm să găsim printre colegii noștri pe cei mai buni care pot să facă față solicitărilor. Depinde, căutăm și jurisprudență. Deci suntem, bineînțeles, pentru clientul nostru mâna dreaptă. Acum, sunt situații când se răstoarnă puțin, pentru că la un moment dat clientul fie nu te mai ascultă, fie nu are încredere în tine și ți-o spune, fie în față, sau afli că a intrat în discuții cu partea adversă, cu avocatul părții adverse și îți propune o înțelegere, care iarăși nu este corectă. Nu-ți mai plătește serviciile. Deci te trezești că, deși tu ești implicat în diverse proiecte și se întâmplă din ce în ce mai des, mai vrea să le plătească. Și găsește și tot felul de motive. Ei, atunci, nu poți să mai lași o echipă care a fost implicată în anumite proiecte pentru respectivul client să rămână blocat acolo. Pentru că e vorba și de priorități. Sunt alți clienți și atunci devine importantă echipa. Deci, depinde de la caz la caz cum tratăm importanța. Am înțeles. Spuneți-ne, vă rugăm, îndrumați clienții spre arbitraj? I-am îndrumat, îi mai îndrumăm, în funcție de situație. Nu aș intra în amănunte, dar ce pot să vă spun, dacă ne gândim un pic la ce înseamnă arbitraj. Arbitraj înseamnă costuri semnificative, vorbim de onorarul arbitrilor, care a crescut de la an la an, nu ca și, Doamne ferește, deci au meritul ăsta și sunt și profesori, sunt oameni cu pregătire, chiar serviciile trebuie plătit. Deci nu avem obiecții în acest sens. Procedura este scurtă, între 6 luni și 9 luni. Singurul inconvenient este că dacă nu ți-ai rezolvat problema pe fond la arbitraj, nu mai ai cale de atac. Deci nu mai poți să ataci acea decizie arbitrilor decât pentru probleme de procedură. Și foarte greu găsești un viciu de procedură la arbitraj. Arbitrii au foarte mare grijă să urmeze procedura în tocmai, așa cum este descrisă în regulile de arbitraj. Ori dacă tu te-ai mai gândi că poate, într-o cale de atac, ai putea să schimbi, să zic, balanța în favoarea ta, nu poți să o mai faci. Ori dacă nu ai arbitraj, ai instanță de drept comun, atunci altele sunt costurile. Da, e un proces de lungă durată. Când întreabă clienții cât o să stăm în proces, 3 ani, 4 ani, 10 ani, zic, depinde acum. Și termenele sunt mai lungi, dar ai posibilitatea să ataci. Deci, depinde de situație, poți să ai și un apel și un recurs, deci poți să mai faci ceva mai departe. Și atunci, în ultimul timp, am recomandat instanțele de drept comun.
Arbitrajul poate să rămână pentru situații delicate, pentru, știți, este o procedură privată, nu este publică și ăsta este un aspect de luat în considerare. Sunt unii care nu vor să ajungă la instanțe de drept comun din cauza anumitor elemente, eu știu, prea confidențiale ale unor contracte. Și atunci n-au ce să facă. Dar dacă e vorba de o parte română sau chiar de o parte străină și într-o tranzacție, într-un raport contractual și vor să meargă la arbitraj, le recomandăm arbitrajul din București. Pentru că mulți spun că merge la Paris sau în altă parte, dar eu cred că dacă e cu implicații de extraneitate și una dintre părți este România, mai bine să rămână aici. Bineînțeles, dacă clientul nostru este francez, putem să-i spunem, bine, te duci la tine acolo, că dacă nu ai nimic de recuperat de aici, din România, nu e o problemă. Problema se pune că n-ai ceva de recuperat și trebuie să recunoști o hotărâre străină dată afară aici și să o execuți ulterior. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit aici la dumneavoastră, unde este foarte frumos și vă dorim succes în continuare. Vă mulțumim și noi și noi vă dorim succes cu site-ul dumneavoastră și cu tot ceea ce faceți pentru noi. Mulțumim frumos! Perfect!